Vă mulțumesc! Suntem într-un an foarte greu, un an în care vom da împreună și veți da în primul rând voi mai multe bătălii. Să nu ne facem iluzii, deși avem nevoie de toate speranțele noastre. Nu vor fi simple competiții electorale. Va fi un război. Va fi un război, pentru mulți dintre voi nu va fi deloc prima bătălie. V-ați dovedit în decursul timpului o unitate de elită, dacă nu unitatea de elită de prima linie a partidului nostru, armatei noastre. Nu va fi prima bătălie, dar vă asigur că va fi cea mai grea. Pentru această bătălie avem nevoie cu toții de toată energia noastră, de toată credința noastră și de toată responsabilitatea noastră. Unul dintre dumneavoastră, unul dintre tinerii și frumoșii noștri colegi, frumoși într-un spirit, înainte de toate, îmi aducea aminte și îi mulțumesc care e responsabilitatea mea. Știu care este responsabilitatea mea, știu că știți care este responsabilitatea voastră, știm cu toții care este responsabilitatea noastră. Știm aceste lucruri pentru că, deși suntem învățați că politica înseamnă numai și numai compromis, deși suntem învățați că a spune adevărul pe jumătate înseamnă moderație, deși suntem învățați că ceea ce au făcut în raport cu acest partid oameni ca Stolojan, ca Ungureanu, ca Meleșcanu sau ca Vlădescu, înseamnă pragmatism și succes. Cu toate că suntem învățați toate aceste lucruri, chiar și eu, care sunt mai bătrân, sunt învățat zi de zi și mă dovedesc un elev îngrozitor de prost, noi știm totuși, noi și numai noi, că în politică există și niciodată. Că pentru noi există și niciodată. Și acest niciodată nu cuprinde multe lucruri. Noi știm că nu trebuie niciodată să uităm. Nu trebuie niciodată să uităm că partidul nostru este singurul partid de o vârstă cu România și făuritor al României. Noi nu trebuie și nu putem să uităm niciodată că partidul nostru este singurul partid național din România. Noi nu putem și nu trebuie să uităm niciodată că partidul nostru este singurul partid liberal din România. Noi nu trebuie și nu putem să uităm vreodată că partidul nostru este singurul partid de dreapta din România. Dacă dumneavoastră și noi nu uităm niciodată aceste lucruri, aș spune că putem să facem orice. Sfântul Augustin, cum îi spun catolicii, fericitul Augustin, cum îi spunem ortodoxii, a fost întrebat odată, pentru că el era nu doar un credincios, ci un filozof, un titan al gândirii și inclusiv al cunoașterii biblice, ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă un bun creștin. Și atunci Sfântul Augustin a rostit celebra formulă către creștin: iubește și fă ce vrei. Așa îmi spun și eu mie și vă spun și eu dumneavoastră, ca să ne putem descurca în jungla
politică și teoretică a compromisurilor, a ce se face, ce nu se face, ce e radical, ce e moderat. Să nu uităm niciodată aceste lucruri și atunci putem să facem ce vrem. Pentru că dacă nu uităm niciodată lucrurile pe care le-am amintit înainte, atunci niciodată nu vom încălca legea, atunci niciodată nu doar vom folosi acest partid, ci îl vom servi servindu-ne țara, atunci niciodată nu vom lucra împotriva a ceea ce ne-a adus pe toți împreună. Sigur că acestea sunt lucruri grave, chiar solemne, și sigur că solemnitatea este mai rară. Nu trebuie să ne gândim și nu trebuie să vă gândiți și nu puteți să vă gândiți tot timpul la asta. Sunteți tineri, suntem veseli, trebuie să avem curaj, trebuie să separăm lucrurile, nu trăim în fiecare zi lucruri mari și din lucruri mari. Dar așa cum națiunile mari au memorie lungă și partidele mari au memorie lungă și ceea ce ne dă obligația identității noastre de liberali este să nu uităm în adâncul sufletului și în adâncul minții niciodată aceste lucruri. Cu această speranță, cu această dorință, cu acest îndemn către mine însumi, către dumneavoastră și către noi toți, vă doresc un an 2012 bun, vă doresc curaj, putere și victorie în bătăliile pe care le vom da împreună și pentru că vine o vreme când trebuie să te retragi din scenă, nu poți să o fac altfel decât dând ștafeta sau predând ștafeta celor mai tineri dintre noi, celor mai tineri dintre dumneavoastră, celor mai tineri liberali pe care îi știm și eu și dumneavoastră. Și ei sunt următorii și îi invit aici cu dragoste, cu respect, cu inima și cu gândul, purtând toate cele cuvenite. De 65 de ani sunt în aceeași casă, în aceeași viață și în același partid, sunt împreună, doamna Viorica și domnul Mircea Ionescu Chintus, care împlinește în 18 martie 95 de ani, din care 75 în Partidul Național Liberal. Vă rog, eu trebuie să predau ștafeta cuiva. Tânărul nostru coleg, cel care ne-a redeschis partidul în 1990, care acum câteva zile a împlinit 90 de ani, din care peste 70 în serviciu partidului, domnul Radu Câmpeanu. Tânărul președinte al Senatului, neobosit de când îl știu, în lupta pentru valorile și pentru istoria noastră, domnul Dinu Zanfirescu. Dragi prieteni, cu o imensă onoare înmânez diplomele, născut liber,